Adevăruri biblice fundamentale. Exemple de smerenie. Am văzut în ultimul nostru studiu cum Dumnezeu și-a dăruit Fiul ca pe un exemplu pentru noi, ca să îl urmăm în ceea ce privește smerenia. La început, păcatul a venit în lume, în univers, prin mândria lui Lucifer, care a devenit Satan. Mântuirea a venit prin opusul acesteia, prin Isus, care s-a smerit. Poate nu ne dăm seama cât de importante sunt aceste lucruri, mândria și smerenia. Dar Biblia nu spune că Dumnezeu se împotrivește curvarilor sau criminalilor sau hoților sau celor care sunt geloși sau mincinoși, ci ceea ce spune Biblia este că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dacă este un grup de oameni pe pământ, cărora Dumnezeu le stă împotrivă la maxim, aceștia sunt cei mândri. Aceasta vedem și în atitudinea lui Isus față de oamenii pe care i-a întâlnit pe pământ. El nu a condamnat femeia prinsă în preacurvie. El i-a spus, nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești. A fost un om la scăldătoarea Betesdei care a păcătuit și ca rezultat s-a îmbolnăvit și a zăcut 38 de ani. Isus nu l-a condamnat ci l-a vindecat și i-a zis în Ioan capitolul 5, să nu mai păcătuiești, altfel ți se va întâmpla ceva mai rău decât până acum. Dar nu l-a condamnat. A fost un hoț pe cruce, care probabil a fost un ucigaș și hoț pentru mulți ani. Isus nu l-a condamnat. I-a spus, sigur, te voi duce azi în rai, pentru că am văzut că te-ai pocăit. Uitați un alt caz, al unei femei din Samaria, care era divorțată de cinci ori și care acum locuia cu un bărbat cu care nici nu era căsătorită, al șaselea ei bărbat. Tu ce ai fi făcut cu o asemenea femeie? Te-ai fi gândit vreodată că Dumnezeu se poate folosi de o asemenea femeie? În Ioan capitolul 4 citim că Iisus a stat de vorbă cu această femeie și cu răbdare i-a vorbit despre închinarea înaintea lui Dumnezeu. El a câștigat inima, sunt sigur că a făcut-o să se îndepărteze de acea viață de păcat, arătându-și simpatia și mila față de ea într-un mod în care ea nu a mai experimentat din partea nici unuia din Samaria. De ce credeți că a venit acea femeie în Ioan capitolul 4 ca să scoată apă la miaz? La țară nimeni nu merge să scoată apă la miaz, toți merg dimineața de vreme. Femeile merg la fântână dimineața de vreme pentru că au nevoie de apă pentru întreaga zi. La amiaz nu merge nimeni acolo. Isus era singur la fântână la amiaz, îndemnat de Duhul Sfânt să stea acolo. Și atunci această femeie vine la fântână pentru că ea era ținta batjocorii tuturor oamenilor din Samaria. Și deci ea nu dorea să meargă la fântână când toate femeile erau acolo. Ea vroia să meargă când nu era nimeni acolo, și a fost surprinsă să-l întâlnească pe Isus. Isus nu a condamnat-o niciodată, ci a încurajat-o să se lase de viața de păcat și a trimis-o înapoi în orașul Samariei, ca să aducă acolo cea mai mare trezire care este descrisă în Evanghelie, făcută prin altcineva decât prin Isus. Niciunul dintre apostoli nu a putut să facă o asemenea trezire ca această femeie divorțată de cinci ori, care s-a dus în orașul Samarei și prin care așa de mulți oameni au venit la Isus și care apoi au crezut în El. Acolo scrie că i-au crezut în Isus din cauza celor mărturisite de femeie. Deci așa a fost Isus. El nu a condamnat pe niciunul din acești oameni. Acum să ne uităm la modul cum a vorbit el cu fariseii mândri. Fariseii erau acei oameni care atunci când mergeau să se roage, se uitau de sus la alți oameni despre care ei considerau că nu erau așa de buni ca ei. Așa fac mulți creștini de astăzi. Se uită de sus la oameni din alte denominațiuni sau la alți credincioși despre care ei consideră că nu sunt la fel de duhovnicești ca și ei, pentru că ei au o anumită înțelegere sau o anumită experiență pe care alți creștini nu le au. Creștinismul e plin de asemenea oameni încrezuți și aroganți care se numesc pe ei înșiși creștini. Ei sunt, de fapt, mai aproape de diavol decât de Isus Hristos, pentru că sunt mândri. În zilele lui Isus, asemenea oameni se numeau farisei, ipocriți, mândri, uitându-se de sus la alții. Isus a avut pentru ei cele mai dure cuvinte de mustrare. I-a numit un neam de vipere, i-a numit șerpi, i numit morminte văruite pe din afară, iar pe dinăuntru pline de oasele morților. Le-a spus că sunt ca un vas curat pe din afară, dar care este murdar pe dinăuntru. Le zicea, cum veți scăpa de blestemul iadului? Cui a vorbit Isus astfel de cuvinte? Unor oameni care erau religioși, care mergeau în fiecare sâmbătă la sinagogă, care cunoșteau Biblia, care se rugau, care posteau, dar care aveau o mare problemă, și anume păcatul mândriei. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Deci mândria și smerenia sunt lucruri foarte serioase. Smerenia este pământul din care pot crește toate celelalte virtuți ale lui Hristos. Ați observat în Galateni 5, versetul 22 și 23, unde sunt descrise roadele Duhului Sfânt, că smerenia nu este deloc menționată acolo? Nu e aceasta surprinzător? Roadele Duhului Sfânt sunt dragostea, bucurie, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. De ce nu este deloc menționată smerenia acolo? Pentru că smerenia este pământul din care cresc aceste roade. Harul este ca ploaia care cade pe acest pământ pentru a produce roadele Duhului. Nu poți primi acea ploaie de har decât dacă ești smerit. Dumnezeu dă har doar celor smeriți. Și lucrul acesta este așa de important, pentru că mesajul primordial al noului legământ este că noi putem birui păcatul. Isus a venit în lume să-i mântuiască pe oameni de păcatul lor. Cum se face că cea mai mare majoritate a creștinilor sunt înfrânți de păcat? Cum se face că cea mai mare parte a creștinilor, dacă îi întrebi și sunt cinstiți, îți vor răspunde că sunt încă biruiți de mânie, poftesc cu ochii, ocazional sunt geloși, încă iubesc banii, Mulți dintre ei au amărăciune, au dispoziții proaste, sunt descurajați și se acuză pe ei înșiși și alte lucruri de felul acesta. De ce este așa? Vă voi da răspuns într-o singură propoziție. Ei nu primesc har. Au primit har pentru iertarea păcatelor și s-au oprit acolo. Ploaia nu cade pe pământul lor, așa că nu se fac roadele. De ce nu cade ploaia pe pământ? Pentru că Dumnezeu dă harul lui numai celor smeriți. Este o anumită mândrie în viața acestor creștini care îi împiedică să primească har. Ei se uită de sus la alți oameni. Deci vedeți că smerenia este foarte, foarte importantă. Este fundamentală. Este foarte ușor să fii mândru. Unul dintre cele mai ușoare lucruri din viața noastră este să ne umflăm în pene, să ne mândrim cu ceva ce Dumnezeu ne-a dat sau cu ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Poate Dumnezeu ți-a dat o față care arată bine și asta e de ajuns să te facă să te mândrești. Sau Dumnezeu îți dă o inteligență mai mult ca altor oameni. Asta este de ajuns ca să te facă mândru sau îți dă un loc de muncă mai bun sau familia ta este o familie bogată sau într-o poziție înaltă și asta te face să te uiți de sus la alții. Dumnezeu este dușmanul tuturor acestor oameni. Nicăieri în Biblie nu scrie că Dumnezeu este împotriva criminalilor sau hoților sau preacurvalilor, dar este adversarul celor mândri. Eu îmi imaginez cam așa. În 1 Petru 5 cu 5 scrie că Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Deci dacă ești smerit, Dumnezeu va merge înapoi a ta și te va împinge în față, te va împinge de jos în sus. Dar dacă ești mândru, Dumnezeu va merge în fața ta și te va împinge înapoi. Va merge deasupra ta și te va împinge în jos. Dacă Dumnezeu te împinge înapoi sau în jos, nu mai ai nicio speranță. Mai bine să îl ai pe Dumnezeu care să te împingă în față sau în sus. Și El va face aceasta pentru cei care sunt smeriți. El le dă har. Biblia spune în Romani 6 cu 14 că atunci când un om primește har, când vine harul peste el, el poate birui păcatul. Deci ori de câte ori ești biruit de păcat, fie că este mânie, pofta ochilor, amărăciune, gelozie sau orice iubire de bani, poți fi sigur că motivul pentru acestea sunt pentru că nu ai primit har. Pentru că dacă ai primi har, păcatul nu ar mai avea putere asupra ta. Roman 6 cu 14 este foarte clar. Așa de clar ca faptul că 2 plus 2 face 4. 2 plus 2 nu este 3,9, nu este 4,1, ci este 4. Și dacă harul vine peste tine, vei avea biruința asupra păcatului. Nimic nu poate împiedica acest lucru. Atunci, de ce nu ai biruința asupra păcatului? Pentru că nu ai primit har. Mai fă un pas înapoi. De ce nu ai primit har? Pentru că ești mândru. Acesta este singurul motiv pentru care oamenii sunt biruiți de păcat. Orice creștin din lume care este biruit de păcat trebuie să fie confruntat cu faptul că este o mândrie în el care îl împiedică pe Dumnezeu să-i dea har și de aceea este biruit. Deci ce trebuie să facă? Trebuie să meargă înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, te rog, dăm lumină să recunosc mândria din mine, pe care eu probabil nici nu o văd. Eu cred că mulți creștini nu văd cu adevărat mândria din ei. Ei consideră că sunt smeriți. Unii oameni foarte mândri cred că sunt complet smeriți, sunt mândri de, de smerenia lor sau de ceea ce ei consideră că este smerenie. Te poți mândri cu cunoștința ta biblică. Mulți creștini au o astfel de mândrie, sunt mândri de darurile Ducului Sfânt pe care Dumnezeu le-a dat. Orice fel de mândrie, mândrie că ai un dar spiritual, mândrie de cunoștință biblică, mândrie din cauza lucrării pe care ai făcut-o pentru Dumnezeu mândrie într-o lucrare, orice fel de mândrie în ceea ce ai realizat, întotdeauna va aduce peste tine împotrivirea lui Dumnezeu, va lupta împotriva ta cu putere pentru că el stă împotriva celor mândri și de har celor smeriți. De aceea satan a devenit satan, a fost imediat dat afară. Mai întâi de toate, trebuie să vedem slava lui Isus în smerenia lui, devenirea lui ca om. Și devenind om, a devenit slujitorul tuturor. Întotdeauna atitudinea lui Isus față de oameni a fost Eu sunt slujitorul vostru, sunt aici să vă slujesc. Știți că obiceiul acelor vremuri din țările acelea era să spele picioarele oamenilor care intrau în casă, pentru că drumurile erau prăfuite, oamenii nu purtau pantofi, ci sandale. Să mergi cu sandale pe drumuri prăfuite este greu și cât de răcoritor este să ți se spele picioarele cu apă rece sau caldă. Acele case aveau lângă ușă o găleată cu apă, un prosop, o mătură și un sclav. În casele bogate erau sclavi și imediat ce veneau oamenii, ei le spălau picioarele tuturor celor care veneau să ia masa. Dar în această casă unde Isus lua ultima cină, Isus a luat casa unde nu era nimeni, pentru că dorea să fie singur cu ucenicii lui. Deci o persoană amabilă le-a oferit casa, acolo nu era nimeni, nu erau robi, pentru că Iisus nu dorea pe nimeni. Deci persoana a pus mâncarea pe masă, găleata cu apă, prosopul, mătura, totul era acolo, dar nu era nici un sclav. Așadar, toți ucenicii și Iisus au venit cu picioarele prăfuite în casă, toți au văzut acolo găleata cu apă și știau că cineva trebuie să spele picioarele oamenilor, dar nu era niciun rob acolo. Toți au fost prea mândri să o facă ei înșiși, și toți au mers și s-au așezat la masă, pentru că fiecare persoană este importantă în felul ei. Petru credea că el este șeful apostolilor, Matei zicea că a fost șef la vamă, Ioan zicea că este cunoscut de marele preot și nu se poate ocupa de lucruri așa din jositoare ca acestea. Fiecare avea un motiv. Unul era mai deștept, unul mai mare, altul mai important. În cele din urmă, Isus se duce și ia găleata și zice, aceasta este slujba mea. A venit pe pământ să fiu un slujitor și ia găleata și spală picioarele oamenilor. Și toți s-au simțit rușinați. Acesta este modul în care Isus și-a sfârșit viața. Așa de mulți oameni din lucrarea creștină, când ajung la ultimele zile ale vieților pe pământ, vor titluri, vor o anumită poziție, vor onoare, vor să fie capul vreunei organizații, vor să fie în frunte, să fie director sau ceva de genul acesta. Iisus nu a fost director, a fost un slujitor și un rob. Și în ultima zi a vieții lui îl găsim spălând picioarele ucenicilor săi. Vreau să vă întreb ceva, este acesta și celul vostru cel mai mare în viață? Aveți această dorință că atunci când ajungeți la sfârșitul vieții, după ce l-ați slujit pe Dumnezeu cu credincioșie timp de 50-60 de ani, în ultima zi a vieții voastre, să vă găsiți spălând picioarele ucenicilor voștri, ucenicilor lui Iisus, curățind murdăria? O, cât de rar, cât de rar găsești, chiar printre cei ce predică sfințenia și sfințirea și toate acestea, Duhul acesta, pentru că oamenii nu au văzut slava smereniei lui Isus, nu i-au văzut smerenia, felul în care s-a smerit și a venit din cer aici jos la picioarele ucenicilor. În timpul că se petrecea acest lucru, ei discutau cine să fie mai mare între ei. Luca 22. Este un contrast uimitor între Duhul lui Isus care spală picioarele ucenicilor și ucenicii care stau la masă și se întreabă cine este mai mare între ei. Cine este cel mai important dintre noi? Aceasta era discuția lor. Isus i-a corectat și le-a zis: Voi nu trebuie să fiți ca oamenii din lume? Care au autoritate asupra altora, care îi stăpânesc pe alții, care le spun oamenilor ce să facă, faceți asta și cealaltă? Nu. El zice, voi trebuie să fiți slujitori, robi. Apoi spune, cine este mai mare la masă, cel care stă la masă și mănâncă sau cel care servește și spală picioarele oamenilor? Cel care stă la masă este mai mare. Dar spune, uitați-vă la mine. Eu sunt aici ca unul care slujește. Și a lăsat astfel un exemplu. El nu a spus doar cuvinte. Așa cum am spus în zilele trecute într-un studiu, în Vechiul Testament aveau învățături, ca de exemplu, fi smerit. Dar în nou legământ avem un exemplu, Isus, care spune, urmați-mă pe mine, faceți ce fac eu. Trebuie să vedem aici gloria smereniei lui Isus. Vreau să mai vedeți un exemplu de smerenie al lui Isus. În Evanghelia lui Matei, citim cum odată Isus a scos afară draci. Un om demonizat a fost adus la Isus, versetul 22. El era orb și mut. Gândiți-vă la aceasta. Să fi mut este destul de rău. Să fi orb e și mai rău. Aici era un om care era orb și mut. De îndată ce l-a văzut Isus, a știut că era un demon. A alungat demonul și ochii orbului s-au deschis și a putut să și vorbească. Un demon l-a făcut orb și mut. Și oamenii au fost așa de încântați. Spuneau, acesta trebuie să fie fiul lui David, trebuie să fie Mesia cel promis. Dar fariseii erau geloși ei nu puteau să scoată demoni afară, nu puteau să vindece niciun orb sau un mut, și astfel, gelozia lor i-a făcut să îl acuze pe Isus, astfel încât oamenii să nu fie atrași spre el. Acest duh poate fi găsit și astăzi. Ori de câte ori este un om mai talentat ca tine și oamenii sunt atrași spre el, îți vine să spui ceva astfel încât să îl dărâmi. Acesta este duhul fariseilor. Deci ei au spus, nu, 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 acest om scoate dracii prin puterea lui Belzebul, domnul dracilor. Matei 12, cu 24. Și l-au numit Belzebul. Știți ce a spus Isus? Versetul 31. Adevărat vă spun că orice păcat poate fi iertat. La fel și Hula, dar nu și Hula împotriva Duhului Sfânt. Și dacă spuneți un cuvânt împotriva mea, fiul omului, vi se va ierta. Deci când oamenii l-au numit fiul dracului, el ce a făcut? I-a iertat. În vechiul legământ nu a fost așa. În vechiul legământ, citim în numeri, capitolul 12, despre un incident cu sora și fratele lui Moise, Maria și Aaron. Maria a fost probabil cu 10-12 ani mai mare ca Moise, ea a văzut-o pe fata lui Faraon, luându pe micuțul Moise din coș și ea a considerat că are autoritate asupra fratelui ei mai mic. Aron a fost și el mai mare ca Moise. Și ei au vorbit împotriva lui Moise. Pentru un lucru mic, de ce s-a căsătorit cu acea femeie străină? Dar nu era treaba lor cu cine s-a căsătorit Moise. Prin aceasta, Moise nu a încălcat nicio poruncă. Nu era pe vremea aceea nicio poruncă despre astfel de lucruri. Legea a fost dată mai târziu, chiar prin Moise. Când Moise a auzit lucrul acesta, nu s-a mâniat deloc pe ei, dar Dumnezeu a spus, acest lucru este serios. Cum îndrăzniți să vorbiți împotriva slujitorului meu? Și știți ce s-a întâmplat? Spune mai jos, în versetul 10, din număr 12, că Maria a avut imediat lepră. Imediat. Spune că fața ei și trupul i s-au făcut albe ca zăpada. Dintr-o dată. În mod normal, lepra se face încet, dar ea a fost leproasă dintr-o dată. Numai pentru că a spus un cuvânt împotriva lui Moise. De ce s-a căsătorit cu o femeie străină? Nu e un păcat așa de mare să spui un astfel de lucru. Dar a vorbi împotriva unui slujitor al lui Dumnezeu este un lucru serios. Dumnezeu a judecat-o. Deci, atunci când cineva a vorbit împotriva lui Moise, a primit lepră. Dar când cineva a vorbit împotriva lui Isus și l-au numit așa de urât, Belzebul, știți ce au primit ei? I-au primit iertare. Vedeți aici diferența dintre Moise și Isus? Diferența dintre vremea legii și vremea harului? Aici vedem smerenia lui Isus. Spune în Matei 12 cu 32. Ați vorbit un cuvânt împotriva mea? Eu sunt doar un om obișnuit. Sunteți iertați. El nu a fost un om obișnuit, era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeul la tot puternic, egal cu Tatăl său din eternitate, dar a trăit pe Pământ ca un om obișnuit și s-a numit pe sine însuși Fiul Omului, Fiul Omului. Așa a fost el și a ales să fie numit așa. Și le-a spus: Sunteți iertați. Și nu numai ei, ci oricine, nu numai voi, fariseilor, ci și de acum, în 2000 de ani, oricine vorbește vreun cuvânt împotriva mea, este iertat. Gândiți-vă la toate lucrurile care au fost spuse de oameni împotriva lui Isus în ultimii 2000 de ani. Unii au spus că a fost un fiul nelegitim, că a fost homosexual, că a fost căsătorit cu Maria Magdalena. Au spus o mulțime de minciuni împotriva lui Isus, l-au insultat, dar gândiți-vă la smerenia lui. Nu a spus niciun cuvânt de judecată din cer asupra lor. Putea să-i umple de cancer, de lepră, de sida, de orice altceva, ca judecată, dar nu a făcut-o. Aici vedem smerenia lui și acceptarea lui de a primi insulte. Când l-au scuipat, el nu a spus nimic. Când l-au palmuit, a spus numai, De ce mă bați dacă am spus adevărul? Dar când l-au palmuit din nou, nu a spus nimic. Când l-au făcut să sufere, spune Biblia, că nu a amenințat. În 1 Petru, capitolul 2 scrie aceasta. Aici vedem smerenia lui. 1 Petru, 2 cu 23. Când era bat nu răspundea cu bat jocuri. Când era chinuit, nu amenința. El nu a spus, „Sta să vedeți ce o să vă fac când mă întorc ca judecător al pământului. Nu a spus niciodată aceasta. El nu a amenința niciodată pe nimeni. Oamenii mândri îi amenință pe alții. Îi amenință pe cei care lucrează în birourile lor. Îi amenință pe slujitorilor lor. Își amenință copiii, vecinii, oamenii din jur și le spun: Voi nu știți cine sunt eu, nu știți ce pot să vă fac și așa mai departe. Isus nu a spus niciodată asta. El nu a spus niciodată: Nu știți cine sunt eu? Vă spun eu. Vă învăț eu o lecție. Nimic din acestea. Numai oamenii mândri vorbesc așa. Oamenii mândri vorbesc așa cu oamenii care sunt mai jos ca ei în societate. Iisus s-a considerat pe sine însuși mai jos ca toți și a spus, indiferent ce spuneți împotriva mea, sunteți iertați. Vedeți ce rar este de găsit smerenia lui Hristos printre creștinii de astăzi? De ce? De ce se luptă creștinii așa de mult și se ceartă unul cu altul și cu alții? Este un singur motiv. Sunt mândri. De ce sunt mândri? Pentru că nu au văzut slava smereniei lui Isus Hristos. Nu au meditat la Scripturi pentru a-i vedea slava. Dacă ar fi văzut-o și ar fi schimbat viața complet. Biblia spune că Duhul Sfânt ne poate schimba după asemănarea cu Hristos, numai după ce vedem, după ce ne arată lucrul acesta. Dacă refuzi să îl lași pe Duhul Sfânt să-ți arate slava lui Isus în Scripturi, nu o să fii niciodată ca El. Primul pas, 2 Corinteni 3 cu este cel mai clar verset care descrie lucrarea Duhului Sfânt. Acolo scrie că Duhul Sfânt ne arată slava lui Isus Hristos. Apoi, al doilea pas, ne schimbă în același chip cu a Lui. Deci vreau să vă încurajez, prieteni, dragi frați și surori, ascultători, Lăsați pe Duhul Sfânt să vă arate gloria lui Isus Hristos în Scriptură. Un loc bun de început este să vedeți smerenia lui în diferite circunstanțe. Când citiți Evangheliile, nu le citiți ca pe o poveste, ci căutați să vedeți gloria lui Isus în modul în care Isus a reacționat cu diferiți oameni în diferite situații, modul cum el a reacționat atunci când a fost insultat de oameni. Domnul să vă ajute să vedeți acestea, și fie ca Dumnezeu să vă ajute pe voi și pe mine să-l urmăm pe Isus și să devenim ca El. Dumnezeu să vă binecuvinteze.